Tom și Jerry, pinguinul buclucaș. Într-o după-amiază liniștită, Jerry stătea în fața micului său televizor și privea cum un bucătar lăuda brânza lui favorită în cadrul unei emisiuni de gătit. Mozzarella, 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 spunea bucătarul entuziasmat. Chiar și consistența este o încântare. Mozzarella, Ah, aroma romei! Jerry visa cu ochii deschiși la o bucată cât de mică de mozzarella, când un crainic întrerupse emisiunea și totodată visurile șoricelului. Doamnelor și domnilor, tocmai am primit știrea că ping un pinguin periculos a scăpat de la grădina zoologică. Este drăguț, dar extrem de înfometat. Închideți ferestrele, încuieți ușile și mai ales, poziți-vă frigiderele. O, oh, nu! Jerry se repezi în sufragerie și trânti fereastra, dar pe când se străduia să închidă ușa de la intrare, soneria țăruii și ușa fu împinsă cu putere, azvârlindu-l pe podea. Privind în sus, văzu silueta amenințătoare a unui pinguin. Jerry se ascunse într-o umbrelă. Când în sfârșit a avut curajul să tragă cu ochiul, văzute de cât un pinguin drăgălaș. Hmm, nimic periculos, gândi șoricelul. Pinguinul înfometat piuia într-una, arătând spre gură. Înainte ca Jerry să-i explice că nu avea nimic de mâncare, pinguinul zări frigiderul și o porni țintă spre el. Trecu chiar pe lângă Tom, care își savura liniștit ultimile picături de lapte. Micul pinguin deschise ușa frigiderului, își umplu brațele cu înghețată și plecă legănându-se. Tom îl înșfăcă pe pinguin din vârful unui malder de cuburi de gheață. Era pe cale să îi dea o lecție, dar pinguinul înfulecă o înghețată cu cireșe, pe care apoi o scuipă drept în fața lui Tom, lăsându-i pe chip o mască roșie de înghețată. Jerry fugi să salveze pinguinul, în timp ce Tom alunecă pe podeaua înghețată și căzu cu nasul într-o grămadă de alimente congelate. Thomas, ce s-a întâmplat aici? strigă stăpâna casei. Of, mereu cădea vina pe, pe sărmanul motan. Tom se grăbi să pună la loc cuburile de gheață, dar fu prins asupra faptului. Thomas, ce cauți în frigider? Tom zâmbi sfios și închise ușa frigiderului. Ar fi bine să cureț tot până mă întorc, se răsti gospodina. Tom dădu din cap aprobator și apucă mopul pe care stăpâna casei îl îndesă între labe. Se uită la mop, privi dezastrul din jur și se cutremură gândindu-se la câtă treabă avea de făcut. Jerry era încântat că Tom avea necazuri, până când observă că pinguinul se îndrepta iar spre frigider. Jerry îl dojeni și îi spuse să aștepte, în timp ce el merse să mai ia niște înghețată. Pe când Tom curăța mizeria, Jerry deschise fără zgomot ușa frigiderului și luă o înghețată de struguri din tăviță, uitându-se cu grijă în spate încercă să se facă nevăzut, dar nimeri chiar în fața chipului amenințător al lui Tom. Ups! Jerry zâmbi și flutură o mână. Jerry o dar își dădu seama că fugea pe butonul termostatului. Temperatura a scăzut din ce în ce mai mult și un val de aer rece se răspândi în casă. Jerry a avut destulă forță să sară spre sufragerie cu furiosul Tom pe urmele lui. Jerry îl împinse pe micuțul pinguin prin ușa ascunzătorii lui, chiar când Tom era cât pe ce să-i prindă. Poc! Capul motanului nu putea trece prin zid. Fiu! gândi Jerry, ținând în mână ultima înghețată cu struguri. Pinguin l-o în dintr-o înghițitură și își frecă burtica, căci o simțea că freamătă. Tom trase cu ochiul prin gaură. Ap! Trimise pinguinul un nou jet de înghețat spre motan. Tom a avut parte de o nouă coafiură lipicioasă, de data asta violet. Tom avea răsuflarea de gheață și chiar că era rece, de fapt totul era rece ca gheața. Frigiderul, care o luase razna, transformase întreaga casă într-un derdeluș. Vai! Un strat de zăpadă gros de șase centimetri acoperea sufrageria, iar perdelele, lămpile și lustrele erau pline de gheață. Cum pinguinul ieșise în goană din căsuța șoricelului, Tom porni în urmărirea lui. Dar Tom nu ajunse de prea departe. Covorul era acoperit de gheață, așa că alunecă pe el ca un câine pe o podea abia ceruită. Căzu și luă din plin o gură de aer rece ca gheața. Tom încercă să miau -mi amenințător, dar gura îi era plină de țurțuri. Între timp, pinguinul, fericit, se lăfăia în frigider, savurând diverse înghețate. Jerry luă una și îl ademeni ca să-l urmeze. O, oh, nu! Tom era chiar în spatele lui, dar nu se putea opri pe podeaua înghețată. Din fericire, se izbide un morman de zăpadă din sufragerie și se opri brusc. Jerry îl ademeni pe înfometatul pinguin cu ultimele bucăți pe care le mai avea, dar motanul, deghizat în moș Crăciun, prinse pinguinul și îndesă un dop de plută în cioc pentru a-l face să tacă. Gândește repede, Jerry!" Șoricelul apucă o tigaie masivă cu care lovi piciorul lui Tom. Durerea îl făcut pe motan să sară direct în tavan. Când ajunse jos, cerii îl pocni iarăși cu tigaia, trimițându-l în frigider. Asta înseamnă să gândești rapid. Frigiderul se clătină în timp ce Tom, tremurând, se străduia să iasă prin aparatul de făcut cuburi de gheață care îl transformă în mici cuburi lipicioase. Vânătoarea reîncepu. Jerry și pinguinul alergau pe podaua înzăpezită. Tom o porni spre el folosind două palete drept schiuri. Aluneca din ce în ce mai repede și, pierzându-și controlul, zbură pe lângă ei și se izbi de capul unui elan împăiat. Poc! Au! Ce putea fi mai rău? Chiar atunci ușa casei se deschise. Ah, Thomas, toată ha harba, harababura asta pentru o înghețată pe băt!" strigă până casei. La ușă, pinguinul piuii încântat, în timp ce Jerry îl trăgea afară din casă. Jerry și micuțul pinguin își strânseră mâinile în fața țarcului cu pinguin de la grădina zoologică. Fuseze o zi nebună și amândoi se amuzaseră făcându-i necazul lui Tom. Pinguinul sări peste gard și înnotă către tovarășii săi, iar Jerry își luă rămas bun. Jerry se odihnea acum în patul lui privind emisiunea Lumea Brânzei, când soneria țărâie dar el nu aștepta pe nimeni. Când deschise ușa, văzu că întreaga curte era plină de pinguini, care auziseră că acolo se găseau cele mai bune înghețate din oraș. Ai putea crede că Jerry s-a bucurat să aibă atâția musafiri, dar de fapt el a leșinat. <laughs> Abia aștept următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!